Statistica realizată de conducerea Spitalului Municipal de Urgență arată faptul că, în conformitate cu datele concrete, Unitatea Sanitară Romașcană, aflată în competiție permanentă cu cea județeană, deține supremația pe anumite domenii, nașteri, decese, TBC, cu indici superior celor înregistrați la Spitalul Județean Neamț, care are același grad, respectiv 3. Situația indicatorilor demografici de morbiditate care s-au înregistrat pe teritoriul județului Neamț în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2016. Pe zona Roman, noi obișnuim să ne comparăm întotdeauna cu zona Piatra Neamț și astfel prezentarea mea va face referire la aceste două zone. Așa cum am precizat într-un articol, numărul de nou-născuți vii pe zona romană a fost 1500, la mare distanță față de Piatra Neamț, care a înregistrat 1204 și astfel romanul este pe locul întâi în ceea ce privește natalitatea, cu o natalitate de 8 la mie. La numărul de decese, zona Roman a înregistrat 1880 de decese, comparativ cu zona Piatra Neamț, 1811 decese, care s-au înregistrat pe parcursul întregului an 2016. De asemenea, atragem atenția asupra cazurilor noi de tuberculoză. S-au înregistrat în anul 2016 100 de noi cazuri de tuberculoză, față de 91 câte au fost înregistrate pe zona Piatra Neamț. Și în aceasta facem un apel la populație și la pacienții diagnosticați cu această afecțiune să urmeze cu strictețe indicațiile terapeutice și să de tratament a bolii, pentru că poate să apară rezistența la medicamente și poate aceasta este o cauză care a dus la creșterea așa de mare a numărului de cazuri de tuberculoză în anul 2016. Cazuri noi de sifilis, bineînțeles, cazul despre care se vorbește mai puțin, dar este o realitate. Pe zona Roman 18 cazuri, comparat cu cazuri noi diagnosticate față de zona Piatra Neamț, unde s-au înregistrat 10 cazuri. Cazurile noi de hepatită, în zona Roman 8 cazuri, față de 17 cazuri de hepatită virală diagnosticată în anul 2016 în zona Piatra Neamț. Cazurile noi de scarlatină, zona Romană a înregistrat doar 6 cazuri, comparativ cu zona Piatra Neamț, care a înregistrat 52 de cazuri noi de scarlatină. Și ultimul refer la care mă voi referi astăzi, cazurile noi de cancer, cazurile oncologice, 435 de cazuri noi diagnosticate zona Romană, mult mai puțin decât zona Piatra Neamț, care a înregistrat în anul 2016 711 cazuri. Și la boala rușinii, sifilisul. Stăm mai bine decât vecinii noștri care ne depășesc doar la hepatită virală, scarlatină și cancer. Privite cu ochi de cunoscător, toate aceste cifre spun și ele multe despre nivelul de trai și educație sanitară al fiecărei zone, care, din păcate, se află în mare suferință și ele, așa cum suferind, dacă nu chiar muribund, este însăși sistemul sanitar românesc incapabil să-și vindece propriile suferințe, în ciuda eforturilor făcute de medici, unii dintre ei excepțional pregătiți și cu dragoste de meseria lor.